și de felul că nu trebuie să ne îngrijim peste măsură de cele pământești. Pentru că Hristos, în altă parte, în această pericopă, spune: căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte se vor adăuga vouă. Adică, întâi să le câștigăm pe cele sufletești, duhovnicești, și celelalte pământești vin asupra noastră, peste noi, din dragostea și din grija mare pe care Dumnezeu o are față de fiii Lui. Și se zice în Evanghelie, Fiul nu lucrează precum robul. Deci Fiul știe că îl are pe Tatăl Său și nu este rob. Își pune toată încrederea în Tatăl Lui. Așa și noi, dacă devenim cu adevărat fii ai Lui Dumnezeu, grijile cele mari, grijile cele de folos, nu ne vor afecta nici sufletul, nici trupul. Vedeți, de o bucată de vreme, chiar a apărut și un termen nou, care ne mărturisește că într-adevăr, grijile cele mari și grijile fără măsură și grijile nejustificate ale omului îl aduc în starea de stres. Deci este un termen nou apărut din altă limbă care ne spune că, într-adevăr, omul suferă din cauza grijilor pe care le face. Zice, nu vă îngrijiți, zice Hristos, nici de hrană, nici de îmbrăcăminte, pentru că Tatăl vostru, iată, are grijă să vi le dea pe toate acestea. Deci dacă va cere Fiul pâine, Tatăl nu-i va da nici șarpe și nici piatră. Deci îngrijiți-vă, ca să spunem așa, pe scurt, mai întâi de Împărăția lui Dumnezeu și de dreptatea Lui, toate celelalte se adaugă nouă. Iubiți credincioși, zilele acestea, parohia noastră și la biserica noastră, s-a petrecut o părticică dintr-o tabără internațională. Zicând internațional, ne referim la copii și personalități din Republica Moldova, care au venit și nu tocmai ne-au vizitat, ci au văzut nordul Moldovei plin de istorie și de bogăție duhovnicească și bisericească. Și au participat copiii din parohia noastră, din Târgu Neamț, din comuna Pipiric și din comuna Oglinzi. Iată cât, deci ne aducem aminte că și noi purtam acum 40-50 de ani aceleași costume frumoase românești. Deci aceste costume românești frumoase nu pot să însemneze altceva decât plaiurile românești. Frumusețea plaiului românesc care este plin de flori, multicolore. Deci omul nostru român a trăit în acest spațiu plin de culoare și plin de frumusețe. De aici strămoșii au luat aceste costume, deci, ca o podoabă pe care o oferă natura. Și în vechime, când oamenii chiar nu erau conștienți, deci la Catrință și la Vrâu aveau și tricolorul. Deci îl purtau zi de zi, an de an, acest tricolor care se vindea
vizează culorile patrie în costumele lor populare. Așa. Cei drept o să povestească mai pe larg despre această tabără și ce înseamnă programul de astăzi. S-a desfășurat tabăra, deci două săptămâni aici, la Biserica Sfântul Maralambie, pictură, pelerinaj în Nordul Moldovei, la mănăstirile noastre de cinste, și va urma și în Basarabia, pe 11, 12 și 13, unde se vor vizita tot așa obiective importante de cultură și religie. Să trăiți cu sărbători. Se vede că suntem iubiți de Sfântul Haralambie, care se roagă lui Dumnezeu pentru noi. Este un privilegiu pentru parohia Sfântul Haralambie, pentru noi toți. Faptul că în fiecare an organizăm proiectul Casa Prieteniei. Cred că este a 26-a ediție. Adică imediat după deschiderea dată de Dumnezeu, după Revoluția din 89, imediat am cerut să vină Basarabia acasă. Și Basarabia a auzit glasul nostru și a venit acasă. Vă amintiți cu toții că la resfințirea Bisericii Sfântul Haralambie, înaltul Teofan mi-a dat canon și a spus așa: preoteasa Olguța Caia să aducă Basarabia acasă. Am adus-o. Am adus-o cu ce are mai scump și mai sfânt Basarabia. Cu copiii Basarabiei. Cu tezaurul nostru românesc acesta este. Copiii îmbrăcați în național. Profesorii inimoși și profesorii talentați care îi stropesc cu geniul lor pe acești copii. Am avut marea bucurie și plăcere de a primi în vizită sau mai mult în tabără la Târgu Neamț copiii din Basarabia. Copiii olimpici, participanți la proiectul Izvoarele Înțelepciunii, conduși de doamna Claudia Balaban, apostolul neamului și apostolul reîntregit. Sunt conduși acești copii și de doamna Violeta Zabulică Diordiev, care ilustrează mai mult cărți bisericești. A ilustrat, am avut mare onoare și bucurie ca și cărțile mele să fie ilustrate de doamna Violeta Zabulică Diordiev. A dat glas textului meu. A dat parcă aripi textului, doamna Violeta. Deci, la proiectul nostru, proiectul este finanțat de Primăria Orașului Târgu Neamț și de Fundația Sfânta Teodora de la Sihla. Mulțumim din inimă domnului primar Daniel Harta, domnului viceprimar Apopei Vasile, fostului viceprimar Traian Cumulescu, consilierilor locali care au înțeles mesajul nostru și au aprobat acest proiect. Deci, Basarabia a venit acasă și ne ia și pe noi dincolo, ne ia și pe noi să vedem comorile neamului românesc, mănăstirile, cetățile și muzeile din Basarabia. Deci, luni dimineața, 30 de copii din Corul Angelei vor pleca împreună cu copiii olimpici din Basarabia și cu personalitățile cu care au venit dumnealor. O să dau cuvânt doamnei Claudia Balaban, cea mai în măsură să ne spună simțirile, trăirile. Noi am fost împreună la Putna, la Voroneț, la Sucevița, la Moldovița. Am trăit momente înălțătoare aceste zile. Și doamna Claudia Balaban va spune și despre delegația din Republica Moldova și despre toate trăirile copiilor și a celorlalți care au însoțit pe acești copii.
Vreau să spun că de la liceul Pipirig, deci participă liceul Pipirig, eu în Creangă Pipirig, doamna profesoară Nadia Sângeap o să vă ofere clipe înălțătoare, clipe dumnezeiești de frumoase, o șezătoare tradițională, împreună cu copiii din Corul Angelei, cu copiii de la Clubul Copiilor, însoțiți de doamna profesoară Gabriela Secheșan și cu cei de la Liceul Oglinz, însoțiți de domnul profesor Gigel Buriba. Poftiți, doamna Claudia, vă rog să vă prezentați și să ne prezentați. Sfințenile voastre, părinți acestui lăcaș sfânt, onorați inuriași acestei case a Domnului, eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați permis să ne rugăm împreună cu dumneavoastră în această duminică frumoasă în casa Domnului. Eu, venind de 90 încoace, cu mai mulți copii, întotdeauna zic că familia Caia și inuriașii acestui lăcaș ne-au înfiat pe noi. Fiindcă, într-adevăr, noi cei din partea stângă a putului ne simțim aici ca acasă. Și cred că și acei copii care vor merge împreună cu noi în Republica Moldova, sper să se simțească la fel, așa cum ne simțim și noi aici. Am avut cu doamna Olguța Caia mai multe proiecte frumoase, începând de la festivalul Nemțeșorul Izvor De Dor, și a ajuns la concluzia că trebuie să facem o casă a prieteniei, că anume așa este acest lăcaș sfânt și acea casă unde noi spunem și poezii, lăsăm cărți, copiii cântă și ne bucurăm cu toții împreună. Acum câțiva ani a apărut și un proiect foarte frumos, fiindcă a fost și dorința copiilor, să cunoaștem mai bine copilăria Sfinților. Fiindcă noi ne închinăm de fiecare dată la Sfinții noștri, dar nu prea știm despre ei cine sunt și cum au copilărit, ca copiii noștri să ia exemplu de la acești Sfinți. Așa a apărut proiectul Copilăria Sfinților și eu mă bucur că astăzi îi avem pe ambii autori în fața dumneavoastră. E vorba de doamna Olguța Caia, care a scris textul, și doamna Violeta Deordiev, care a dat viață acestui text. Au apărut deja 4 cărți în acest proiect. Am în față și prezint Copilăria părintului Cleopa. Eu, cu mare bucurie și cu sentimente extraordinar de frumoase, spun întotdeauna că părintele Cleopa ne-a binecuvântat. Noi l-am găsit pe el încă în viață și am fost în acea chilie, în acea căsuță, unde și-a trăit ultimele clipe părintele Cleopa. Și de atunci, în fiecare an, venind cu copiii neapărat, mergem la mormântul părintelui Cleopa și la căsuța în care a trăit el ultimele zile. Vreau să zic că acest proiect cred că nu s-a oprit la a patra carte. Acum în lucru este a cincea și eu cred că doamna Olguța și doamna Violeta să aibă sănătate și curaj să meargă mai departe. Să editeze această minunată colecție, care eu cred că trebuie să o citească fiecare copil, fiindcă noi avem ce învăța de la Sfinții la care ne închinăm în fiecare zi. Eu știu că sunteți obosiți și n-aș vrea să vorbesc prea mult, fiindcă am ce vorbi, am ce spune, că timp de peste 20 de ani venim pe aceste miliarduri. Iar de data asta chiar și am notat la Putna cu copiii din Basarabia și vreau poate un pic de sentimentele noastre să le dau și dumneavoastră ce simțim noi atunci când ajungem la mormântul sfânt și ce simt copiii noștri atunci când pentru prima dată se închină
la mormântul lui Ștefan. Eu vreau să dorez acestui proiect viață lungă, să continuăm și mai departe această prietenie între copiii din Basarabia și copiii din Târgu Neamț, fiindcă noi credem, așa cred eu și cred că crede și doamna Uruța Caie, că noi de mult am făcut unirea. Dar doamna Uruța nici nu se mai poate zice nimic, fiindcă ea chiar și unjire îl are din Basarabia. Deci Basarabia și România, nu știu, n-aș zice eu că s-au unit poate cu hotare. Dar sufletește, noi suntem uniți de mult. Și asta e principal. Dorința noastră de a fi împreună, dorința noastră de a cunoaște istoria, dorința noastră de a vorbi aceeași limbă frumoasă română, dorința noastră de a ne cunoaște unul pe altul. Eu vă mulțumesc încă o dată și mă închin dumneavoastră până la pământ pentru aceste minunate, înălțătoare clipe pe care noi le trăim aici, în acest cap sfânt. Vă mulțumesc! Eu mulțumesc din tot sufletul Domnului, mulțumesc doamnei Uruța Caie, mulțumesc doamnei Claudia Balaban, care ne-a propus să lucrez la acest minunat proiect. Și vreau să vă spun că din tâi mi-a fost foarte frică. Dar m-am rugat Domnului și mi-a dat tărâie și iată, acum am ilustrat a patra carte și sper că am să am forță și tărâie și să lucrez și la alte cărți. Eu mulțumesc din tot sufletul pe toți care sunt prezent aici și vă mulțumesc pe toți care ne-au ajutat. Eu vă mulțumesc. Dar ea și nu-i româncă, dar a învățat limba română și vedeți că o vorbește destul de fluid. Toți copiii participanți la acest proiect vor primi astăzi premii câte o carte Copilăria Părintelui Cleon. Dar premiile se vor oferi la Salonul Cultural. Ca să nu lungim prea mult aici, să vină toți copiii în fața aici, în fața Sfântului Altar, să se așeze, să înceapă șezătoarea. Și până începe șezătoarea, puțin, dacă vreți, Claudia Caia, fiica părintelui și fiica mea, vrea să vă... Cei care au unit podurile. Care și-a ales soțul din Basarabia, ce a avut mai frumos și mai bun Basarabia, mai sfânt, i-a oferit Dumnezeu ei. Soțul Ionel Lazar, care este un muzician emerit, ca și dânsa. Ooh.
La inițiativa unor oameni cu suflet mare, aceștia fiind preacucernicul părinte de Optiscaia și a doamnei preotese Olguța Cata, a luat naștere proiectul Casa Prieteniei. Acest proiect se derulează în perioada 1 iunie-20 iulie 2016, având ca activități ateliere de pictură și artă tradițională, expoziții și lansări de carte, tabăra internațională cu participarea copiilor din Republica Moldova, pelerinaje, concursuri și zători tradiționali. Iar astăzi, ca o încununare a tuturor acestor activități, se desfășoară Festivalul Târgu Neamț Izvor De Dor. La acest proiect participă copiii din Republica Moldova, copiii din Corul Angelii coordonează doamna Olguța Caia, de la Liceul Tehnologic Ion Creangă din Pipirig, reprezentată prin doamna director profesorul Grămadă Elisabeta, directorul adjunct Sângeab Nadia Mihaela, doamna profesor Negru Iulian, de la Clubul Copiilor Târgu Neamț, coordonat de doamna profesor Gabriela Secheșanu și de la Liceul Tehnologic Ogrinț, coordonat de domnul profesor Gigel Bărbiva. Stimată doamnă preoteasă, preacucernice părinte, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru acești minunați copii. Mulțumim și celorlalți actori implicați, și anume Fundația Sfânta Teodora de la Sihla, Consiliul Local Târgu Neamț, domnului primar și celorlalte personalități de pe raza orașului Târgu Neamț. Și pentru că veșnicia s-a născut la sat, așa cum spunea Lucian Blaga, vă invităm în momentele ce urmează să călătorim împreună într-o scurtă șezătoare populară. E câmpirea auriu, este sută pe brâie, o spun românii cu multă mântâie, o desem și noi ca vreți să știm. Thank you.
pușii ne-am întâlnit, adunat. Dragne, unde a venit și pușii ne-am întâlnit. Noi, de lucru ne-am luat, frumușări ne-am îmbrăcat, o cântoașă am lucrat, cum ne-a învățat mama. Cea mai mare însuflețire. De piatră de fi fost și nu se putea să nu-ți salte inima de bucurie când auzai uneori, în puterea nopții, pe Mihai Scripcariul din Humulești, umblând tot satul cât din codroaie de flăcăi după dânsul și cântând. Frunză verde de cicoare, astă noapte pe răcoare, cânta o privighetoare cu versul de fată mare. Și cânta cu glas duios, de pica frunzele jos, și cânta cu glas subțire pentru a noastră despărțire. Și ofta și cilipea, inima de ți-orupea. De treabă să ne apucăm, fiecare să arătăm ce-am adus ca să lucrăm. Da-da-da!
pasul elegant, ușor de învățat, ti stai joc adevărat, măi, amul joc și eu, după vadea meu, și nu-mi pare tare greu, măi, dar mândru-i codru cu bradani, și hora cu gospodari, mândru-i hora batojina, cum se joacă în Bucovina. Dragi miserătorile, ca să joc, să chinuiesc, bine să mă înveselesc. Cine e mai bun de gură, să ne iese cu o strigătură. Cine a strigat așezătorile, apă ca florile și fața ca zorile, glasul ca privighetorile? Ciobanași de lângă oi, te-și cu turma vin la noi, cam și eu vot trimioare, la-și paști și n-am rabdare. Vine Delia la stână ca să pască iarbă bună, când te întoști pimași, adâmba de dim și caș. Hai, hai, de trei ori pe lângă stână, tareram, tarerera, brânza să se facă bună, tareram, tarerera, că e ușor la închigat, tareram, tarerera, tarerăm, tarerera, de trei ori pe lângă stână, brânza să facă bună, că e ușor la închegat, ca pâinea la frământat. Hai, hai, ciobanași din ea slovăți, porți oii din multi părți, unde știu nu te găsesc, oile nu le zăresc, stârnați o găsesc pustit, urma tot în privege, carbunistă când sunt bată și târla inima durată. Hai, hai, te-aș cata la acestui, tarerăm, tarerera, dar mă te-nva de dicui, tarerăm, tarerera, salcă-mi odată în floare, tarerăm, tarerera, eu nu dau de-a ta cărare, tarerăm, tarerera, te-aș cata la acestui, dar mă te-nva de dicui, și salcă-mi odată în floare, și eu nu dau de-a ta cărare. Văd că aveți mândre costume și cred că știți latini străbune, transmise chiar de la daci, strămoșii noștri adevărați. Ziua bună și-am plecat. Noi aici m-am prezentat, obiceiul virgin sat și străbune ne-a lăsat. L-a lăsat cu jurământ să iubim acest pământ, să iubim neamul și slova, țara noastră, Moldova. Și bongița ca o lampă curată cu măjan, și cu spișii și cu fluturi la vechi neșeput. Gesănat, fac vreși drăge prâu văluri, sub sumanul gros din lână cu flori albe de pântână, chiar și trai stau uneori, parcă scapără de flori. Oh,
Ionuț mă numesc și-ți gătit, tu de privești, cu straile strămoșești. Ii mântr cu altiță, cu alegi cu crușulință, și-o catrință cu dăși multe, de mâna mamiță sute. Am și-o bâniață crestată, bundiță frumos brodată, cu modele minunate, de bunica mea lucrată. Șrâmpișoare, papicuță, chitele și drăguță, iar la gât ne-am pus mărgele, tot dintre ale mamei mele. Pica portă, băsmăluță și sunt mândră româncuță. Eu sunt românaș vestit, de la noi, din Pipirit. Pentru azi eu m-am gătit cu costum ca sărbător. Am cămașă cu ițar, iar la mijloc port un brâu. Și-o bundiță sau cheptar cu modele și curgrâu. Bundița e din cojoșel, cășula este din miel. Iar ochiele și ochiși li-am de la străbuniși. Mi-a pus cușma pe orechi, sunt și un drăjit de veti. Că-s frumos cu mantul lui, în tăt ținutul neamțului. Foaie verde, busuioc, măi, ra 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 ra. Ooh.
nostru prin săratul. Dacă-i cu culă am ascultatul. Îți mulțumim, Lele Mărie. Seara asta vrem să fie cum era de mult odată când era bunica fată. Vrem să nu lăsăm să piară ce străbuni ne lăsară. Graiul straielor frumoase, îndeletnicire alese și mai ales cântul și jocul, vrem să răsunem tot locul. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați venit la casa noastră și un chin, un pahar de vin, ca și la anul să ne întâlnim. Un colac rumen frumos ca și fața lui Hristos. De omul cel ce șoptește și care se sârbiește, cu minciuni, cu clevetie, salță-ți-a învrăjbie. Fugi de el, te osibește, te scutură, te ferește, ca de o aspidă care otrăvește foarte tare. Vorba și are și ea vremea ei, iar nu s-o trăvești cum vrei. Caută ca să-ți faci ție prieteni cu omenie, adică învățați cu minte și cu înțelepte cuvinte. Rar cine și-a întorsatul călătoșa de urmoară, te rog prinde-ți în cârca, cu bătaia mă omoară. Ah, îmi lăsă curată, trebuie să fur și faci, că nu trebuie să pleacă în seam casă să vedem ce trebuie fac. Tușă, văriuri acasă, el nu merge la scăldat. Nu, lasă mare dus de acasă, de astăzi noapte-o plecat, tocmai la pătrân departe, la o miuă. Rău-mi pare, mătușică, s-auzind de sănătate, mă pui facă plecă scaldă, dar în gând mă socoresc, că mai bine ca acum nu puteam să nimeresc. Și ca un băiat de treabă, eu fac stânga împrejur, s-ar rugat, mă găs pe crângă și cireșe încerc să curge. Și pe când căram pică, să nu se miliu, nu vine, ia catușa mărioara, cojor din mână vine. Vai, ce ochi vorbați mai are, ce blesteme ies din gură, unde e sfinte să suie să mă scap din curcătură? Aici ești scăldat, tu dă-te jos în pierișate, să-ți plătească mărioara după faptă și răsplată. Ce să te dai jos, bădie, că e foc și poară jos, unde dă hârca de babă, cade carne de pe os. Baba fierbe, clăpătește, bulgări mari arunc în mine, dar cum dă, nu nimerește. Când încearcă să se urce pe tulpină furioasă, din cireș o zdub deodată, sar în cănepa frumoasă, nici n-ating să sar prileasul și credeam că în ziua aceea doar atât mi-a fost necazul. Mai pe seară, când aude tala trebușoara asta, ne-a tras în ea o bătaie de-am rămas pe trupul semne și o voi ține minte coate până și între patru lemne. Ce s-ar face inima de n-ar ști ce-i dragostea? Ar umbla pe acest pământ ca un nor bătut de vânt. Ar umbla din prag în prag fără
Caracean Olga, Viața de Dumitru Markovski. Cu noi ceva se întâmplă, ne mistuie o boală, încărunțim la tâmplă din timpuriu, de școală. Așa e viața, poate, cu nervi întinși ca struna, cu inimă ce bată nebună întotdeauna. Sau, poate cine știe, aceasta-n-i chemarea, să ardem ca făclia și nu ca lumânarea. Ne doare vorba spusă de cineva în pripă, ne doare frunza dusă de vânt într-o resipă, ne doare o privire de sus, autocrată, ne doare o iubire pierdută sau uitată, ne doare un măr ce cade din pom și putrezește, când vermele roade și omul nu-l păzește. Ne doare o fântână, de cel bunic săpată, de fiu neîngrijită, iar de nepot uitată. Și uite așa se întâmplă, că boala nu-i nici boală, dar nicăruntă tâmpla, din timpuriu, din școală. Și uite așa se face, că viața fulger zboară, abia e dimineață și tot acum e seară. Vine în fața dumneavoastră Ciolac Valerian, care va recita glosă de Mihai Eminescu. Vreme trece, vreme vine, toate vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă ce e val, ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz le sună multe. Cine ține toate minte și asta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomotă deșarte, vreme trece, vreme vine. Nici înclinea ei limbă, recea cumpăra gândirii spre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște. Și o clipă ține poate. Pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru. Totuși, tu ghicire echipui. Și de plânge, de se ceartă, tu un colț petreci în tine și înțelegi din artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce a fost ori o să fie, în prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie tu te întreabă și socoate. Căci același mijloace se supun câte există. Și de mii de ani încoace, lumea-i veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă. Alte guri, aceeași gamă. Am măcit atât de adesea, nu spera. Și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte. Doar în trecere tărăi de ai fi cu stea în frunte. Teamă n-ai, că ta vor iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor tovarăș. Ce e val, ca valul trece. Ca un cântec de sirenă lumea întinde lucii mreje. Ca să schimbe actorii în scenă, te momiște în vârteje. Tu, pe lături de strecoară, nu băga nici chiar de seamă din carrea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă. De te ating, să feri în laturi. De culesc, să taci din gură. Ce mai vrei cu atale sfaturi dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică. Treacă în lume cine-o trece. Ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Aceștia am fost noi, copiii de la Liceul Tehnologic Ion Creangă din Pipiric, copiii din Corul Angelii, copiii de la Clubul Copiilor din Târgu Neamț și copiii de la Liceul Tehnologic Oglinz. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vom încheia în aceeași notă angelică. Olga Caia Muratiu va interpreta Eminescu pe versurile lui Grigore Biel.
această sfântă biserică, Biserica Sfântul Caralambie. Eu spun plecăciune în fața doamnelor profesoare, în fața acestor copii care sunt tezaurul României și dacă Grigore Vieru ar fi aici de față, dar el de acolo de la Dumnezeu ne vede, ar spune: o, neamule, adonatul grămăjoară ai putea să încarci într-o singură icoană. Tuturor celor care au organizat și au susținut acest program aici în Sfânta Biserică, le mulțumim pentru virtutea care se cheamă răbdare de a învinge oboseala, de a învinge foamea și setea până la ora asta, câte ore târzie. Dar dacă le facem cu inimă bună și curată, este un lucru extraordinar. Deci, prelungim și noi prin ceea ce facem, ceea ce au făcut și strămoșii noștri. Dragoste de frumos, dragoste de cânt, dragoste de biserică și de știință. Și pentru că copiii noștri și copiii din Basarabia mâine călătoresc, o să cedim și o rugăciune de călătorie ca să-i păzească Dumnezeu de toate relele, pentru că se întâmplă multe pe drumuri. Domnului să ne rugăm! Doamne, Dumnezeu, Stăpâni, Doamne, Dumnezeul nostru, care ești calea cea adevărată, Cel care ai călătorit cu robul tău, Iosif, călătorește, Stăpâne, și cu robii tăi care stau de față. Izbăvește pe dânsul de răufăcător, de toată mânteala, brășmarul, cigar de oameni, păzește-le viața nevătămată și ferește sufletele lor curate de toate înțelepciunea. Fă cu spor călătoria lor și umbletele lor, le îndreptează și arată-i sănătoși și veseli în cele ce doresc. Așa ne rugăm ție, Împărat, puternic, care nu-ți minte rău la ultima pe mine spiritul pe bunătatea ta și trece de la toate greșelile robilor tăi cu harul tău îmbogățește și ratul pe din și plin de bunătățile tale cerești și pământești, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Sfântului și a Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să trăiesc cu toți. După cum v-am promis în biserică, fiecare copil participant la proiectul Casa Prieteniei va primi ca premiul câte o carte Copilăria Părintelui Ilie Cleopa. Începem cu copiii din Basarabia, care sunt, cu toții sunteți meritori, toți copiii din proiect vor primi deci premii. Copiii din Basarabia, Agache Marinela, să vină să-și ia premiul. Stop! Nu-i bine, nu? Ok. 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 Bernadean Ala. Așa, poftim. Felicitări! Felicitări!
Caterina. Susținem prin aplauze, da, copii? Vârca Alexandra se pregătește pentru Olaj Valeria. Izvoarele înțelepciune și anul acesta la fel. Păi o felicităm și îi urăm mult succes. Da. Așa da. Thank you.
Todiriela Alexandra. Questo fa essere.
Porta Maria. Vino repede. Este câștigată de tine, da? Bravo! Te-ai câștigat?